V-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Școala Cuvântului. Astăzi ne vom concentra privirile către capitolul 15 din Evanghelia după Marcu. Interesant cuvintele, probabil că care se poate de citit, și cele mai cunoscute dintre acestea. Se găsește în aceeași Evanghelie după Marcu, capitolul 15, versetul 34. Și în ceasul al Noulea, Isus a strigat cu glastare Eloi, Eloi, lama sabactanie, care, dălmăcind înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai ai părăsit. Probabil că sunt cuvinte pe care le vorbim, pe care le citim și sunt în memoria noastră sau le auzim de la cineva. Ce înseamnă acesta? De ce Marcu sau Evanghelistul, Sfântul Marcu, prezintă aceste cuvinte. Ce se întâmplă în acest capitol și de fapt ar trebui să enunțăm paradoxurile prezentate de Evanghelia după Marcu. Alături de mine, colegii mei de platou, sunt Andrei Finciuc, este manager al Centrului de Carte. Bine ați venit! Vă mulțumesc! De asemenea și pastorul al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, master în teologie, domnia sa Alexandru Moldovanu. Bine ați venit! Mulțumim pentru invitație. Domnilor, mulțumim că ați acceptat să fiți alături de noi în această emisiune. Vorbim despre paradox. Ce înseamnă un paradox? Adică se întâlnesc, eu știu, anumite elemente sau idei sau imagini care, de fapt, vorbesc despre una și aceeași, însă din perspective diferite. Și asta este paradoxul. S-ar părea că ar trebui să fie respins, dar, de fapt, este aproape. Trebuie să fie departe, dar este aproape și invers. Ar trebui să fie deasupra și, de fapt, este de disuptul și de disuptul apare deasupra. Lucrurile care probabil că ne sunt cunoscute ce înseamnă acest paradox. Marco prezintă paradoxuri. Și primul paradox pe care îl enunță el atunci când citim capitolul 11, 15, de la versetul 1, evident că se prezintă judecata prin care a trecut Domnul Isus și judecata Sinedrionului. Iar apoi este adus în fața lui Pilat și îi se pune o întrebare de fapt care era și o acuzație. Nu cunoaștem uh, care a fost acuzațiile și Marc, nu prezintă direct, dar putem să presupunem din interogatoriu sau acuzația care o pune prin hegemonul sau uh, uh, Pilat, unde zice, tu ești împăratul? În ce constă acest paradox? Paradox al împăratului acuzației? Paradoxul constă în faptul că Pilat, de fapt, când citim istoria, când cercetăm lucrurile, ne dăm seama că Pilat, în inima lui, știa că Isus este împăratul. Bine, ce fel de împărat, a cui împărat, când împărat, dar Pilat vedea că Isus nu este acela care a fost prezentat de cei care l-au adus la judecată. Da, deci el... acuzațiile nu erau veridice. Da, acuzațiile erau născocite, că Pilat înțelegea că oamenii vreau să scape de omul acesta și erau gata să-i pună după el orice vinovații. Dar trebuie să găsească una care să fie recunoscută și de romani, că de altfel planul ieșua. De deci ce Pilat înțelegea bine cu cine, cine stă înaintea lui. Interesant că înainte de a-l duce legat, l-au legat pe Isus, când l-au adus în fața lui Pilat. Spune versetul 1. Înainte, în capitolul 14, când este în fața judecății soborului, sinedrionului, sunt aduși diferiți martori, sunt diferite acuzații și nici unul nu avea susținere, nici unul nu era argumentat. Așa ne spune textul. Și în final, mai marele preoților sau liderul a întrebat pe Domnul Iisus tu ești Mesia? Într-un fel, tu ești unsul? Tu ești cel care. Tu ești ai, da, tu ești cel care ai dreptul să fii, să fii numit și rege, într-un fel. Și sus răspunde da, acesta își rupe hainele și, ok, sentința, într-un fel, parcă însuși Isus și-a dat-o prin faptul că a spus da la o întrebare simplă, directă și l a spus adevărul. Și într-un fel, din cauza aceasta, ei deja aveau curajul și de dimineață l-au adus la Pilat. Pilat parcă era cu ei într-un gând. Însă, paradoxal, dar Isus era chiar împăratul și nu doar împăratul al iudeilor, ci al tuturor neamurilor și, în primul rând, al iudeilor. Semnificativ este momentul că Domnul Iisus, marilor preoți, deci celor din ceata evreilor, îi răspunde concret, da, eu sunt. <laughs> Când stă în fața lui Pilat, Iisus răspunde altfel, tu zici, că sunt împăratul. Deci Iisus nici nu zice nu sunt, dar nici nu zice deschis că sunt. Cu alte cuvinte, Iisus vrea să spună eu sunt împăratul, dar la o altă împărăție, alt fel de împărat, nu, despre, nu a, a, acel fel de împărat despre care cred, despre Pretinde care, despre care pretind, da, mă învinuiesc că sunt. Eu N-am treabă cu Cezarul, nu, pentru asta am venit. Interesant este că citind Evanghelia după Marcu, capitolul acesta 15, de la început, sigur că senodul încerca să-i formuleze o acuzație. Și erau aduși diferiți martori, dar nicio acuzație nu stătea în picioare pentru că și martorii se contraziceau între ei și vă dați seama că toată argumentarea lor s-a prăbușit. Ce le-am le mai rămas? Sigur că formularea acuzației este prin interrogatoriul pe care, de fapt, domnia sa și Andrei a și amintit. Marele preot s-a sculat pentru că vede că toate ieșuiază și pe degeaba a fost tot efortul și trădarea și cumpărarea și comercializarea și aranjamentele toate și sigur că au fost aduse, toate se prăbușesc și vine și face doar o simplă, întrebare foarte serioasă în care îl, îl pune sub, sub promisiunea sau sub, hai să zic așa, acuzația că Dumnezeu poate să-L blas, deci să blasfeme sub blasfemia lui Dumnezeu. Te rog să zi, ești tu sau nu ești? Și vă dați seama, ești tu nu se nici, nici acuzatorul n-a pus întrebarea, știți, așa cum pretinzi tu, pretinzi tu, nu, ești tu și răspunsul da. a fost evident. Da, sunt. Singurul răspuns pe care Domnul Iisus l-a dat, pentru că în celelalte acuzații anterioare prezentate, n-a vorbit nimic. ci tot acuzația, toți marturii s-au contrazis. Lui nici nu era nevoie să se așa, apere. Aia. Și aici putea să tacă, dar nu este, ci el se declară. Și iată toată acuzația deja formată. Lumea l-a condamnat la moarte, însă executarea morții nu poate fi făcută de ei, pentru că da. ei sunt sub hegemonia romană. Iar pe timpul acela, procuratorul sau procurorul, că ce înseamnă procurator? Cel care trebuia să aibă grijă de împlinirea legilor Imperiului Roman. Trebuia să se fie împlinite. Trebuie să fie toate legile corect făcute de cei aduceau la el ca să facă judecată în sensul că trebuia să decide, uite, este corect sau incorect. Și asta este problema pe care procurorul sau procuratorul roman, Pilat, îi întreabă și pe aceștia. Nu doar pe Isus, ci îi întreabă și pe ei. Dar care este vina? Dar el și întreabă, voiți să vă slobozesc pe Împăratul Iudeilor? Mm -hmm. Înainte de aceasta, încercând să folosească o excepție care era în tradiția acestui aceste regiuni de Paște, se eliberau un întemnițat. Și el, într-un contrast, contrast paradoxal, propune, se gândește că nu o să accepte Barnaba, un ucigaș, și pe Isus. El nu se aștepta, se gândea, ok, rezolvă cumva întrebarea. Nu, nu reușește. -o. Erau oameni. Din punct de vedere al Imperiului, al legilor romane. Și care... al moralității. Un... Da, Iisus n-avea nicio, absolut nicio vină și Pilat îi conștientizează lucrul acesta. Cât de uimitor nu s-ar părea pentru cititorul neexperimentat, să zicem așa, realitatea este vădită că Pilat într-adevăr căuta să le elibereze. Un Iisus. prilej de eliberare. Căuta adică... să le elibereze, într-așa fel că și el să fie văzut bine și în fața poporului, și în fața cezarului, și pe Iisus să le elibereze. Nu, cu părere de rău, realitatea arată că nu poți să împaci toată lumea și să rămâi cu mâinile curate. Da. Versetul 10 ne spune că Pilat înțelege din cauza invidiei preoții da, au dat. Nu doar că înțelege. Le dă de înțeles și lor că el înțelege lucrul acesta. Oameni buni. Hai gândiți-vă, oleacă, poate cedați la capriciile voastre. Și ei da. sunt foarte activi. Da. <laughs> ei când înțeleg că el a înțeles și le încearcă să-i convingă pe ei, ei atâță poporul. Și deci, aici fac într-un mod foarte agresiv, se comportă așa, manip manipulatoriu și foarte agresiv, în contrar cu niște principii simple, umane, morale. Asta vorbește despre faptul că omul când are un interes bine definit și hotărât, e capabil să meargă la orice, și manipulare, și șmecherie, și curaj peste măsură. Da. Parcă, am numit aici paradoxul valorilor morale, pentru că romanul nu era atât de cinstită sau renumită cu valori morale. Și aici e, Dar poporul evreu trebuia, trebuia ia, cel puțin sfint. Are o istorie, are un bagaj, are un spate. Și aici Aștia au virtuți, au valori romani și aici poporul evreu parcă e decăzut totalmente, depravat la toate nivelele. În fața unui om neprihănit, ca om, chiar dacă nu-l acceptau ca Mesia, ca Dumnezeu. Evident că atunci când Pilat interogează pe Isus și zice nu, nu, nu răspunzi la nicio acuzație, nu te aperi? Da. Adică, nu îți nu prezinți tu uh, această avocatură pe care tu trebuie să o, să o faci, și uh, Isus nu răspunde nimic. Și cu aceasta, pe lui, mește. Deci, evident că aici se întâmplă ceva. E evident că omul acesta și... care stă în fața lui, care trebuie să fie judecat de, până la urmă, de condamnat după pretențiile celor care l-au adus este fără vină. Și evident că este o problemă între ei. Și punând în întrebarea, ești tu împăratul? Și Isus răspunde exact cum a răspuns anterior în sinod. Da, tu ai zis-o. Tu ai spus-o, nu am zis-o eu. Prin aceste cuvinte se prezintă realitatea. Isus este, dar Isus nu pretinde la <laughs> împărăție. De aceea, rivalitatea cu, cu care, pentru care îl acuzau pe Isus, că este rivalul cezarului, știți minte? Da. În alte evanghelii zice că aici deja manipulau mai mari poporului. Nu ești prieten cu cezar. Așa <laughs> Dacă e. Dacă ții partea lui, nu ești prieten cu cezar. Un lucru foarte interesant și mi se pare foarte important. De fapt, Evreii căutau pe cineva care i-ar elibera de sub stăpânirea cezarului. Din cum? Paradox. Da. Dar aici aduc, păi uite, asta vrea. Deci atâta atâta cum să zic, șmecherie, atâta omenie, omenesc da. răutate omeniască, natura aceasta. Că ei nu știau ce așteptau sau erau auto-amăgiți pentru că nu așteptau chiar pe el. Paradoxul constă în faptul că îl condamnau, îl acuzau pentru faptul că este împărat și realitatea este că este. Este. Este împăratul. Și ei, e ca și cum să-și tai creanga de pe care de pe care stăteau ei, de pe, pentru care așteptau, pentru care existau ei ca națiune și, de fapt, uh, toată această planetă Pământ există doar datorită acestui uh, împărat venise, care a luat trupul omenesc uh, și a venit aici pe planetă Pământ. Un al doilea paradox pe care îl prezintă uh, Marcu este uh, plecăciunea, paradoxul plecăciunii zice că Pilat l-a dat pe Iisus, din în începând cu vețetul 15, l-a dat, deci Pilat a vrut să facă, citesc, să facă pe placul norodului și l-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a spus să-l bată cu nuiele, l-a dat să fie răstignit. Ostașii au dus pe Iisus în curte, adică în palat, și au donat toată ceata, decât toată cohorta e, ostașilor, l-au într îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit-o cu de spin și i-au pus-o pe cap, apoi au început să uh, ureze și să zică plecăciune împăratul iudeilor, îl loveau pe cap cu o treste, îl scuipau și în îngenuncheau în fața lui. Și se închinau. Se închinau. Uh, ce dorește să prezinte în acest paradox Marcu? Este uimitor faptul cum procedează oamenii. Pe de o parte îl bat, îl scuipă, pe de altă parte, prin ceea ce fac ei, se plecau, se închinau înaintea lui, fac de fapt ceea ce merita Isus să primească din partea lor, fac ce trebuie să facă. Adică să amestecă lucrurile uh, care categoric n-ar fi trebuit să le facă și lucrurile care uh, erau chiar corecte, chiar că Isus chiar era Împăratul, chiar era celă care, uh, da, unicul, care avea dreptul la închinare. Care merita și o mărcăminte specială, merita și o coroană merita și o treste care se arate că are autoritate, merita și sărut, nu scuipat, dar sărut. Totuși prin buze iese și binecuvântarea și blestemul. El merita binecuvântarea din partea lor. Dar și plecăciunea și închinarea lor erau... Bine, ei ca un romani, ca un popor care era asupra altui popor, simțeau, iată, ei, și soldații au înțeles din pismă, și eu o înțeles, și își băteau joc deja de cela, Conștientizând, neconștiințezând, care Dar și spune... Că... Bagiocura sau uh, insulta adusă Domnului Isus, a fost conform acuzații împăratului. Pentru că și soldații trebuiau să uh, întrebau pentru ce, care este capul de acuzație. Păi pentru că este împăratul iudeilor. Hmm. Chiar așa? Hmm. Și uh, asta a fost uh, scenariul Inspirația așteptat uh, care s-a derulat uh, împreună în, uh, în, garnizoana aia de soldați. Și vă dați seama că au venit toți. Nu că unu, doi, trei acolo își băteau joc. Toți. To Toată garnizoana. Un paradox aici foarte evidențiat se vede încă în momentul că uh, ar fi putut să desfășoare venimintele în felul următor. Soldații l-au bătut, l-au scuipat, l-au numit, apoi și-au venit în fire și stai un pic. S-au convins, s-au văzut că nu. Și nu-i vrednic, nu, nu se merită. Da, striga aceiași cer, păi l-am bătut o leacă și gata, și încep să se închine, să se plece înaintea lui. Dar... Ideea este că cuvintele acestea uh, sunt folosite la timpul imperfect și în greacă și le arată că ei în același timp continuă, pe de o parte se închină, pe de o parte se pleacă înaintea lui, dar pe de altă parte continuă să-l bată și continuă. Deci, este paradoxul acesta, știți, întotdeauna între oameni este... Omul a început să facă un lucru, dar când și-o dat seama, spune, stai un pic, nu, nu mai fac. Dar aici merg, iată, paralel momentele acestea. Închinare și bătaie. Bătaie și aplecăciune. Da. Deci în fața Domnului Isus s-au plecat și au dat onoruri în jocuri chiar. Dar asta și prezintă Marcu. Deci el este împărat, s-au închinat, dar în bajocură, în insultă. El cel care a meritat lucrul acesta. Și uh, interesant este faptul că soldații făceau sau împlineau doar uh, ceea ce le se poruncise, uh, și ei l-au bătut și sigur că au mers mai departe, mai mult decât uh, le, le era fișa de post. Ei au început să insulte, să bagioc, să l înjosească. Nu doar pur și simplu să-și împlănească miseria sau lucru pe care pentru care ei acolo erau prezenți. Ei au depășit. A depășit atributele. Sigur că lucrul acesta nu se mai condamna și Pilat nu avea cum să condamne, ci era uh, chiar saluta. Nu era o poliție, erau, nu erau doar în... ce erau ostași, erau niște oameni ai războiului. Sigur că împlinea o funcțiune... Ca de poliție, dar totuși erau un pic altfel. Este oameni mai reci, oameni care știu cum își bată joc de... Doar atâta știu. Și Asta e meseria lor, asta e... Asta e firea lor până la urmă. Vă că... dați seama că aici a jucat, cum spune, scrie un, un comentator, că a jucat și un rol deosebit. De ce? Pentru că evreii erau cunoscuți ca un popor încăpăținat și acum când s-a nimerit un, un evreu în mâinile lor, mai ales cu un cap de acuzații că este împărat, Asta. că ei s-au dezlănțuit în, 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 în băgiocuri în cazul dat. Numai că asta e și paradoxul pe care îl prezinte uh, Marco. El este împăratul. Un următorul, împăra... următorul paradox este al răstignirii pe care îl, Marco îl prezintă. Uh, zice că au silit și pe un Simon din Cireia ca să-i ducă crucea și interesant aici lucrul e foarte evidențiat că nu Orice împărat care era dus la execuție nu-și ducea obiectul execuției, ci ducea ci altcineva. În cazul acesta, văzând că atât de mult l-au slăbit pe Isus în, în bagiocru deja, în pretoriul sau în palatul lui Pilat, de al judecății, încât nu mai putere, Isus nu mai avea putere. De aceea el l-a luat pe altul care avea o compasiune față de Isus și uh, i-a dus obiectul. I-a dus obiectul. Și în cazul acesta au împlinit chiar și uh, uh, aspectul acesta al împăratului. Și cu toate acestea este răstignit. Uh, în ce constă, iată, paradoxul prezentat de Marcu al răstignirii? Verset, de ce este, versetul 31. Uh -huh când uh, acești preoți mai de seamă, cărturare își băteau joc de el uh -huh. uh, între ei și ziceau, pe alții i-a mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui, deci uh, parcă se scoate în evidență neputința, neputința lui. Aceștia afirmă că el nu, pe alții a ajutat, dar pe sine nu poate să se mântuie, să se vindece sau să se salveze sau este încă acest cuvânt, a mântui uneori are conotații și de a se elibera. Într-un fel, pare parcă încearcă să-l provoace haide! A, pe atât e eliberat de demon, pe atâți ei, alții. pe alții, pe atâți da, le-ai dat vederea, pe atți ei curățit de Lepră de o bală care acum mai persistă în India și în ziua de azi. Deci, deci a făcut niște lucruri uimitoare și i-a ajutat, i-a salvat de niște boli grele. Și aici poți să te eliberezi de niște cuie. Într-un fel, își bat joc de el când el chiar ar putea. Pe de altă parte, știți ce văd eu aici, o provocare puternică, pentru că noi, nu că doar ne dăm seama, noi știm cine stătea în spatele și a evreilor, și a romanilor, da? cel care dorea să nimicnicească, să, să facă imposibilă salvarea întregii omeniri. Și îmi vine în minte când Andrei prezenta uh, cu, uh, propoziția aceasta, uh, provocarea care diavolul o face lui Isus uh, după botez. Ești tu fiul lui Dumnezeu. Tu ești, fiul, adică ești tu, acolo, nu-l întreabă. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, da, poruncește. Adică provocarea este cobori, salvează-te. Uh, diavolul știa bine că dacă Isus coboară s-a terminat cu salvarea întregii omeniri, da? că mai târziu vedem sutașul care l-a păzit pe Iisus, mulți dintre preoți, mulți dintre cei care au văzut comportamentul lui Iisus, s-au în, au, -au convins într-adevăr, într-adevăr, acesta era Fiul de Dumnezeu. Și harul de pe cruce. Și harul de pe cruce, da. De aceea, și ei, din altă parte, într-adevăr știau, ei aveau argumente, că el poate, să se coboare de pe cruce, pentru că au văzut, cum a fost menționat, au văzut toate minunile care le-a făcut, da? Uh, ei nu înțelegeau un lucru, că Isus nu se coboară, nu pentru că nu vrea să se salveze pe sine, uh, ci pentru că nu vrea să-i piardă pe ei, ci vrea să-i salveze pe ei. Super! <laughs> e foarte interesant. Pe alții ea ia salvat. Da. Iar pe sine nu se salvează. Și asta îi impresionează. Adică nu, nu înțeleg ei de ce, nu, de ce nici nu depune efort pentru ca să facă lucrul acesta. Și prin această, aceste enunțuri bagiucuritare, de fapt, ei prezentau realitatea, adevărul. El cu adevărat este acum aici răstignit, ca să paradoxul, da. pentru alții. Așa e. Pentru alții. Că dacă ar fi făcut Iisus ceva pentru Sine, cu siguranță că alții, și printre care, sunt și cei care aruncau aceste blasfemii și bagiocuri, uh, erau pierduți. Așa. Da. Erau pierduți. Uh, într alte altă evanghelie. Dar iat, iată aceasta, ei nu erau în stare să înțeleagă. Faptul că el ar fi putut să se salveze pe sine, ei înțelegeau și ei vroiau să vadă lucrul acesta, dar ei nu li s-a orbit mintea, ei nu înțelegeau că dacă se salvează pe sine, toți ceilalți sunt pierduți. Deci, Margo asta și prezintă da. prin bagiocura și insultele aruncate în față pentru Isus sau în Isus, de fapt ei declarau sau prezentau descoperirea sau descopereau pentru ce, de fapt, Isus este acum aici atârnat pe cruce. Anterior, într-o altă Evanghelie, în discuție cu Pilat, când zice, păi, ești totuși împăratul, zice, ținți minte, Pilat. Iar Isus zice, da, dar nu din lumea aceasta, adică e altfel, că dacă ar este... fi fost acum, ai mei s-ar fi luptat și uh, legiuni mm -hmm. de îngeri și da. vă dați seama rezultatul conf confruntării dintre uh, cohorta romană sau cine mai erau acolo, da. Ambrozii și toți cei înarmați și vis-a-vis, -vis, de, măcar de față, de față de un înger, este... Este... rezultatul este clar. În cazul acesta, Isus zice chiar și legiuni de îngeri. Asta oh, e puțin și cuvintele legiuni. Tot e din limbajul roman. Așa e. El știe ce înseamnă o legiune și câți oameni sunt, apoi o legiune de îngeri. Lucru pe care îi explică lui, îi aduce la cunoștință lui Pilat. Și cu toate acestea, tu vezi legiune de îngeri? Nu vezi dar și rămân spune împărat. Legiune, spune 12 legiuni. Da, 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 da. adică, omul da. omule, de părăția mea își caută de treabă, deci nu se amestecă. Evident că eu pot... Și ce ce se întâmplă acum e binevol. Sunt întâmplă, dar e bine... Se, e o altă dimensiune pe care romane nici de cum nu puteau să o înțelegă. Cum adică? Nu se poate. În josire, Onoarea să-i fie, dar nu se poate. Și ești totuși împăratul și Isus își păstrea onoarea. Și asta a fost uh, momentul, mai ales pe cruce, când i s a adus aceste insulte. Este cel care a venit aici pe, 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 pe pământ și a fost răstignit pentru alții. Pentru, pentru alții. alții. Isus a murit. Și ați menționat, domn pastor, că un sutaș, văzând toată această scenă și era implicat în, în execuție, a mărturisit, cu adevărat acesta a fost. iude de Dumnezeu. Dumnezeu. Nu de oameni. Iude de Dumnezeu. Este cu totul altfel. Pentru că a fost impresionat în comportamentul, în ceea ce era el. Și mai ales evenimentele sau semnele care au fost cu tremure, întunericul și... A fost. În continuare, uh, Marcu, în același capitol, de la versetul 33, uh, prezintă un, uh, un paradox al abandonului. Uh, în ce constă el după ce Isus a murit? Eloi, Eloi, lama, sabachtanii. Uh -huh. uh, Domnul Iisus strigă către Tatăl din dragoste. Tată, tată, mm. pentru ce mai părăsit? Însă... Se prezintă drama. E o, e o durere care, dacă... Drama cosmică. E cosmică încă, însă ceilalți altceva. Se, se gândesc la altceva, se gândesc că, că sunt vinovați, pentru că Elie este prezentat ca un profet profet uh, înflăcărat, un profet care producea reforme, care uh, nu se temea de, de, cei mai mari. Se asocia cu focul. Cu focul și ei uh, oh, cheamă pe cineva în ajutoare. Ca, uh, cheamă, adică ei chiar într-o bajocură, înțeleg altceva, măcar că Iisus vorbea într-o limbă populară, aramaică, populară, cum era dialectul coine popular greaca în, acea, în împărăția romană în, în, acele timpuri, el vorbea pentru poporul lui din jur, evreu, dar ei nu înțeleg. Și aici Isus spune un adevăr prin o dramă cosmică, ei înțeleg o mine dramă care ar putea să întâmple în adresa lor. Sunt atât de penibile, atât de josnici, atât de fricoși chiar dacă el este, chiar dacă zic că nu se poate ajuta și mântui pe sine însuși, ei încă se tem, ei încă sunt în frică. Chiar dacă sunt liberi. Da, deci paradoxul, paradoxul îl vedem că cuvintele acestea pot fi atribuite că Isus îl cheamă pe Elie și pot avea semnificația că el se adresează la tatăl. Și iată, cei care vreau să înțeleagă, care doreau să înțeleagă ca sutașul, alții care mai târziu au înțeles, da? Înțelegeau că el stă de vorbă cu tatăl, iar ceilalți îl bat jocoreau, iată, îl cheamă pe Ilie, ce o să-i ajute lui Ilie aici. Deci, momentele acestea, că în aceleași cuvinte, sunt tratate altfel, cum uh, s-a și vorbit la început despre paradoxul, când ceea ce nu este se prezintă ca și cum ar fi și ceea ce este realitate uh, streci cu vederea ca și cum nu ar fi. Priuții se gândesc că Iisus recunoaște că este abandonat de și are nevoie de ajutor de Elie. Iisus simte un fel de ruptură de parcă tatăl nu este atât de aproape cât era ca de obicei, foarte aproape și, și îl simt ca o durere, aceea simt ca o frică, niște paradoxuri de emoții, de, de, înțelesuri, de tot, e un fel de paradox al abandonului pe care l-au trăit Isus și ceilalți nu l-au înțeles. Realitatea este, realitatea este că într-adevăr tatăl ne dorind, ne fiind în stare să suporte chinurile fiului, cuvântul ne spune că se poate declara și a întors fața. Într-adevăr, Iisus, cum a fost și profetizat, de unul singur trebuia să calce acesta. Și Iisus, omenește, da, a simțit, iată, a rămas, a venit timpul când a rămas, de unul singur și normal, strige la cine, dacă nu la tatăl. înțelegem că răstignirea a fost uh, toate greșelile, toate păcatele omenirii. Absolut. Toate. La toți. Uh, și de la a toți, tuturor. A tuturor, sigur că a fost pe el. Și el trebuia să moară și asta a fost momentul morții veșnice, despărțirii veșnice. Și vă dați seama drama, trăirele pe care le-a avut, despărțirea dispărțirea de veșnicie, dispărțirea de tatăl, dispărțirea de acele trei ființe, două ființe de care face parte el, a treia. Și da. vă dați seama ce se întâmplă în cazul dat. Anterior, el strigat, iartă-te tată căci nu știu ce, ce, fac. nu știu ce fac, nu realizează. Nu știu, dar realizează, realizează acest paradox pe Ilie îl strigă pentru ca să vină, dar însăși cuvântul sau numele Ilie înseamnă Dumnezeul meu este Yahva, adică este Dumnezeu. Domnul Și este Dumnezeu? Cu az, cu, în, în cazul acesta, evident că uh, sunt aceleași, aceleași cuvinte, aceleași lucruri. Și Isus moare pentru, pentru păcatele noastre, pentru păcatele mele. Și altădată eu pot să înțeleg altfel aceste cuvinte pot să înțeleg altfel jertva pe care a adus-o, sacrificiul pe care l-a adus. Denaturez, dar cu toate acestea, ea este realitate. Realitate pe care o recunoaște chiar și cei care erau în jur și cei care au fost prezenți acolo, chiar și sutașul. Ultimul paradox care din, putem să vorbim sau îl descoperim în Evanghelie după Marcu, începând cu versetul 42, este probabil că ar fi numit un fel de paradox al uh, substitutului adepților. Uh, în ce constă acest uh, adepții? Unde sunt? Ce cu ei? Care sunt? Erau mulți. După moartea Domnului Isus, după ce el a murit, și lucrul acesta aducem aminte că a fost vineri, uh, se apropia ziua Marelui Paște sau ziua Sabatului sau Sâmbetei, ziua de odihnă, care toți după lege trebuiau să se odihnească și în cazul acesta, vinderi, înainte de apus, înainte de apus de soare, ca să înceapă ziua, trebuia să fie rezolvată cea mai mare problemă, deci trupul Domnului Isus. Domnul Isus a menționat mai înainte un adevăr foarte important. Duhul este plin de râvne, a spus întrebarea unde sunt adepții. Duhul este plin de râvne, dar trupul este neputincios. Da, adepții, o, cuprinși de frică, s-au gândit dacă așa spart cu învățătorul nostru, care-i următoarea etapă. De ce să ne ascundem, să ne dăm într-o parte și apoi Evanghelia mai departe scrie că erau camera încuiată de frica iudeilor și mai departe. Deci, oamenii, oameni rămân. Cu toate că mai târziu observăm că chiar dacă s-au ascuns, chiar dacă au dispărut, asta nu înseamnă că l-au tăgăduit, că s-au lepădat de Iisus. Vine iată momentul acesta de zguduire, de cutremur, de frică, dacă vreți, și vine în viața fiecăruia. Pe de altă parte, a gândul, da, subsist. când dispar unii, totdeauna apar alții. Totuși, față de corpul, de corpul Domnului Isus Hristos neînsuflețit, s-a îngrijit cineva. Da, apare altcineva. Apare persoana care nimeni nu știa niciodată că îl simpatizează pe Isus, că îl urmărește, că încearcă să-l înțeleagă, și aici apare un gând foarte important. Dacă adepții lui Isus ar fi rămas lângă El și ar fi căutat să rezolvi problema trupului neînsuflețit, ce putea să se aleagă din aceasta? Pe când la Dumnezeu toate sunt pregătite. Apare omul cu autoritate, omul pregătit emoțional, omul cu curaj, care vine concret. Pune întrebarea în fața lui Pilat și primește învoirea și înfăptuiește, înfăptuiește lucrul acesta. Un lucru care mi se pare încă foarte important aici. Pilat, înainte de a-i da voie lui Iosif, cheamă centurionul și întreabă care e situația. Și aici un secret foarte care satana tare vroie să-l... Uh, că ucenicii l-au luat, el l-a leșinat și nu a murit și nu a înviat, dar Dumnezeu așa le-a prevăzut pe toate la punct și la moment, da? pe la trimite, omul vine, da, medicul cum se numește? Din cohortă? Da, da, medicul care adeverește adivere, că decesul a avut loc. Da? Da. Și după aceasta, Iosif pleacă și îndeplinește tot ceea ce trebuia să fie. Lucrurile deci... sunt foarte interesante și cu adevărat adânci pentru că Iosif, un membru al Senidrionului, acel care l-a condamnat și l-a dus în fața lui Pilat, da. el nu era prezent și n-a făcut parte, dar el același, un bogat și vă dați seama cu ce influență și cu autoritate că îl abordeze chiar și pe Pilat. Însă ce l-a făcut pe el să aibă grijă de corpul neînsuflețit. De ce? Pentru că, știi, până este în viață, are valoare. Dar după moarte, ce mai contează? Și cu toate acestea, după moarte, acest om îi prezintă onoare Domnului Isus Hristos. Și oferă locul lui. Și oferă exact locul mormântului său. Îl înmormântează mormântul său. Ca și cum E un fel de substitut, da? Deci este o înlocuire. În afară de faptul că se înlocuiește cu ucenicii, deci apare unul și este da. doar o dată menționat. Da. Dar și el îi pune mormântul lui la dispoziție și vă dați seama că trebuia să fie mormântul familiei lui și mai mulți, dar el e nou, săpat, pregătit uh, și îl oferă Domnului Isus. Îl oferă ca și cum moare în locul. Lui. E un paradoxal lucru acesta, paradoxul pe care îl prezintă Marco, moare în locul lui. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Iisus astăzi? Ce, în, ce ar putea să însemne pentru cei care astăzi nu ascultă? Domnul Iisus. Această istorie a morții Domnului Iisus. Eu recunosc că pentru mine personal el mi-a luat păcatele mele, vina mea, murise pentru mine și, și înțeleg că, că aceasta a fost din dragoste. A fost ca creator, creatorul meu care m-a iubit atât de mult pe mine că și-a dat viața pentru mine și ca un răspuns la dragostea lui nu pot să, nu doresc să fiu un adept sincer al lui, un urmaș al lui, cel care să trăiască viața lui, cel care să aibă valorile lui, cel care să fie asemenea lui potrit lui Iisus care și pe cruce continua să fie cel care să ajute, cel care să salveze, avea un, un mod atât de continu st -ă, la un nivel foarte înalt de viață. Deci asta este ce, la ce mă provoacă. Viața, moartea lui Isus și eu îi mulțumesc uh, pentru exemplul lui, pentru faptul că el este un Dumnezeu viu și adevărat în care mi-a dat ocazia să pun încrederea, să-l primesc ca Domn și Mântuitor personal. Dorința mea ar fi și pentru mine și pentru ascultătorii noștri ca văzând lecția aceasta, scosând lecții de aici, da, să ne ajute Dumnezeu ca atunci când apar momente cruciale în viața noastră, când apar provocări, să nu cedăm, să nu ne dăm într-o parte, să nu ne ascundem. Dar chiar dacă din slăbiciunea trupească se întâmplă momente care n-ar trebui să se întâmple, să facem ca și ucenicii. După învierea mea vă voi aștepta în Galilee și au, au venit toți. Și au continuat, au continuat lucrarea până când li s-au lungit zilele vieții. Iisus a murit. A murit în locul meu și evident că este pus în față ocazia de a trăi în locul lui. Scump prieteni, nu știu uh, care sunt opțiunile și uh, ce gânduri aveți dumneavoastră, însă realitatea așa cum este prezentată în Sfânta Scriptură, realitatea lucrurilor care zis, este la ziua de astăzi, probabil că nu este atât de um, popular, nu este în trend uh, a trăi viața lui Isus, să fie asemenea lui. Dar uh, nici Isus n-a fost atât uh, de popular în timpul, în timpul său. Știau despre el, cunoșteau despre el, dar al urma pe el era o problemă și o provocare. Probabil că acești provocare a rămas și pentru noi astăzi. Dacă v-a plăcut acest material, vă invit ca să vă împărtășiți cu el și să-l recomandați prietenilor dumneavoastră, iar vă rugăm pe dumneavoastră în continuare să ne dați reacții asupra acestui material. Noi însă vă zicem la revedere până data viitoare și data viitoare vom continua cu Învierea Domnului Hristos.